o să avem entuziasm în meciul de duminică, o să avem atitudine, o să facem pressing, o să ne creăm situații de gol, o să aibă o partidă grea cu noi. Atât Flaviu Stoican cât și jucătorii consideră că derbiul cu Dacia va arăta adevărata valoare a echipei Zimbru. Dacă noi o să învingem, într-adevăr merităm mai mult în acest campionat. Dacă o să pierdem, o să fim corecți cu noi și să știm că ăsta este nivelul. Pentru noi Dacia este o rivală pentru care noi luptăm pentru viață și moarte. Noi vom da toate puterile la meciul ăsta. Noi ne dorim victoria. Deja problemele Daciei că se luptă pentru titlu, că nu se luptă, pentru noi nu contează. Flaviu Stoican a fost prezentat oficial la noua echipă marți. Antrenorul român l-a înlocuit la Zimbru pe portughezul Simão Freitas, care a plecat după eliminarea echipei din cupă. Stoican a mai pregătit câteva cluburi din România, inclusiv Dinamo București și FC Voluntari. Am venit cu entuziasm, sunt optimist din fire, sunt și realist, iar când spun lucrurile acestea, că ne gândim să mergem cât mai mult în Europa, mă bazez pe calitatea jucătorilor pe care îi avem la dispoziție. Fotbaliștii sunt nerăbdători să joace primul meci sub conducerea lui Stoican. Toți băieții vor să demonstreze, inclusiv noului antrenor, că se bazeze pe ei în campania următoare a campionatului și toți vor da la maxim. Prima impresie foarte mult contează, ești antrenor nou și toți se străduie la antrenament. În campionatul Moldovei mai sunt de disputat două etape. Zimbru, care va încheia turneul numai sus de poziția a treia, poate să o împiedice pe Dacia în drumul acestea spre titlu. Lupi Galbeni împart fotoliul de lider cu Șerif, ambele echipe având câte 61 de puncte. Zimbru primește vizita Daciei mâine, iar meciul va începe la ora 18.